stă treaba cu shoppingul în familia ta, mai ales că ești înconjurat de femei? Cum se întâmplă totul? Sunt cel mai mare cheltuitor din familia mea. Vorbesc serios. Păi da, am și de ce să fac terapie? În sensul că muncind la atâtea proiecte, uneori, da, când nu mă duc la sală sau nu mă duc să dau o tură cu mașina, mă duc pur și simplu, mă rup și mai fac un pic de shopping. Rar, foarte rar. De exemplu, mi-am dat seama că eu anul ăsta am intrat real pentru shopping o dată în mall. Adică nu sunt un client foarte bun, dar din familia mea, eu sunt genul mai cheltuit. Eu le văd pe fetele mele, nu sunt înnebunite. Pentru că eu n-am avut când eram mic, știi? Noi n-am avut, generația noastră, și atunci ne-am dorit o pereche de pantofi sport, o mașină, o ceva. Copiii din generația de astăzi au altă relație cu banii. Sunt mult mai dezinteresați de ceea ce înseamnă material. Și cred că eu am învățat asta de la fetele mele. Nu le pasă neapărat ce brand poartă și e foarte ok. Și le-am văzut că sunt atente. Adică ele au și bursa amândouă. Și am văzut cum își cheltuiesc banii de bursă. Mara a câștigat un concurs la școală, un proiect la știință. A luat un premiu și s-a dus să facă cumpărături. Dar am văzut-o cum și-a împărțit banii. Mă bucur pentru ele. Dar noi, dacă n-am avut când eram mici și când am dat de bani, am vrut să ne luăm și de aia și de aia și de aia, să avem... Te mi-ai zis de fete, de cele mari, că ele sunt foarte atente la cum își fac banii, dar roa. Sunt curioasă, nu e așa o mică șantajistă cu nimic din ce rochițe, pantofi, nimic? N-am simțit-o așa, acum sigur că vrea mereu să primească câte ceva, dar nu n-a fost niciodată genul de copil cu care să mergi în magazine și să te târască după tine, să facă tantrumuri, crize de isterie prin magazine de jucării. Cum văd, foarte, foarte mulți părinți disperați la cumpărături cu copii. N-am avut niciodată problema asta cu roa. Acum nici nu mai e cazul, că e deja mare, face anul ăsta 5 ani, înțelege lucrurile altfel, dar avea întotdeauna câte ceva să primească.